Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colegul meu Alex Nedelcu. De la această oră vorbim despre Survivor România. Bună, Alex! Bună, bună, Cornelia! M-am uitat aseară la Consiliu, nu mă așteptam. Ca orice Consiliu, nu mă așteptam să se întâmple lucrurile care s-au întâmplat. Eu trebuie să-mi iau șervețele noi pentru că am plâns și aseară în Consiliu, bineînțeles, și pentru că a ieșit un faimos de-al meu și chiar un om special, un om la care eu chiar țin și l-am susținut aici la noi la ștafeta mixtă. N-ai plâns numai tu, l-ai văzut pe Sebi ce bocea. El era fericit, de fapt. Bocea Sebi, mă așteptam să-l trimit acasă, că am văzut că bocea atâta și la un moment dat a zis Dan, cel care o să părăsească este Jador. Și venea Jador râzând cu piciorul. Da, invitatul nostru de la această oră este poate cel mai iubit concurent de la Survivor România până în acest moment. Jador, direct din Republica Dominicană, aici, la ștafeta mixtă. Bună, Jador! Sănătă! Ce faci, salut, salut. Jador? Încerc să-mi fac o tentativă de freză. Așa? Acum te mai interesează freza, ai stat 4 luni în competiție și ți-a stat părul în toate direcțiile. Ți-a părul nici dinți nu mai am, că mi l-a rupt în cocos. De la cocos? A treia zi mi-a rupt dinți prin cocos. Ai mușcat cu coajă, ce ai făcut? Da, serios. Din greșeală? Am mușcat și mi-a rămas acolo dintele. Am zis, bă, le-o mâncam așa, apar la televizor cu un dinti rupt, cu părul mare, nu mă mai vreau nicio gagică. Să știi că nu ți-a ieșit în ghilimele, pentru că sunt foarte multe fete care te vor acum și mai mult după Survivor România. Ok. Toate fetele la tine acum, Jador. Jador, vreau să te întreb. Tu ești împăcat sufletește că ai părăsit competiția, chiar dacă ai fost accidentat, că am văzut că ți-ai dorit foarte mult să câștigi și ai demonstrat că poți să fii campionul Survivor. Bro. Eu nu știu că mi-am dorit neapărat să câștig, dar fii atent, eu ducându-mă acolo la emisiunea asta și eu știind câți oameni mă iubesc și câți oameni mă ascultă muzica, îți dai seama, am piese ca atâta milioane de vizualizări și știind că oamenii au o anumită pretenție de la mine. Și știam că nimeni nu s-a așteptat ca să fiu așa. Și tocmai pe asta de asta am făcut și pe prostul când am venit aici. A, nu știu, domnule, cum ați fi, dar știam în sinea mea că o să fiu tare. Și de asta am dat până la ultima sfârșită. Crede-mă, au fost unele trasee la început, mai ales prima lună. Dacă mai stăteam o secundă, mai alergam o secundă sau mai rezistam o secundă, că au și chestii de rezistență, bro, leșinam. La ăla cu pirații te-am văzut de câteva ori. Scuză-mă puțin, mai zi o dată, te rog. La traseul piraților te-am văzut de câteva ori. Da, bro, da. Primul traseu pe mine m-a distrus. Eu mai aveam puțin și leșinam că eu n-am. Eu sunt lăutar. Eu n-am treabă cu asta. Eu am altă viață. Eu fiu cu cântatul, cu alte lucruri. Acolo sunt dita mai oameni, dita mai sportivi. Vorbesc de chestii sportive, ca și cum aș vorbi eu, cu cântăresc de tonuri, de chestii și eu habar n-au, așa eram eu printre ei, un străin care n-are habar. De dovadă, mie mi-a zis Tarlin, să știe, mie mi-a zis Tarlin, bă, tu nu știi să alergi. Stai, bă, din gură, știi, tu e ghitot. Și zicea el că nu știu cum arunc picioarele, zicea, bă, tu dacă ai face, nu știu cum ai fi mult mai rapid. Și zicea, stai, bă, din gură, asta am dreptate, Tarlin. A avut dreptate, dar ei surprins pe foarte mulți cu ce ai arătat pe teren. Dumneavoastră nu vă aud. Am zis că i-ai surprins pe foarte mulți prin felul în care te-ai comportat în competiție. Da, știu. Și eu și Culi, probabil, că și nici la Culi nu se aștepta aproape. Da, noi suntem cântăriți, ce treaba avem? Lăutari, maneliști. Lăutari, dar ai fost... Cum vreți voi? Ai fost pe primele locuri acolo, ai terminat competiția în picioare, cum s-ar spune, din punct de vedere sportiv. Că apoi, din punct de vedere medical, piciorul tău a cedat, asta este cu totul altceva. Dacă Dumnezeu așa spune, înseamnă că așa trebuie să fie.
A fost decizia ta să te oprești sau au spus doctorii, au insistat? Că eu te-am văzut că tu ai vrut să mai intri, mai intrai. Dacă ești tu când m-am certat cu doctorul să intru pe traseu, bă, tu nu m-ați pe mine aici, tu m-ați pe mine să intru, că nu m-ai interesat. Bă, nu mai fi nebun, că deja vorbeam cu tu, știi? Bă, nu mai fi nebun, bă, și-a doare, îți rup picioare, că chiar mi l-a rupt. Bă, a avut dreptate, doctor. Dar cât de... Am insistat să intru, normal nu trebuia să intru pe trasee. A, dar cum ești cu piciorul? Te doare? Da, bro, doare, mă doare și acum, mă doare rău, gen, am avut seri în care nu mă trezeam noaptea de dureri de la el, dar ce să fac, asta e soarta. Ai grijă că ești cumva al treilea, dar bine, din al treilea cu genunchiul, a variat, dar dintre toți trei cel mai ușor, ești mai ok. Lucian, săracul, s-a terminat de tot cu genunchiul, Moro puțin mai tare, tu ești ok așa, dar după câte zici, și am văzut și accidentarea, poate că n-a părut așa de dură la inițial, dacă după aia când m-am uitat, chiar te-ai lovit. Accidentarea mea a fost în nămol sub o chestie din aia, de trecere pe sub ea. Eu n-aveam voie să merg în genunchi. Eu la începutul fiecărui traseu mă rugam, știi? Și stăteam în genunchi. Imaginează-ți că pe mine mă durea și când stăteam în genunchi și totuși intram pe traseu. Creierul bolnav. Nu puteam să stau acolo să mă uit la ăia cum joacă. Îi trebuia să intru acolo. Și ai intrat și ai câștigat puncte. Așa și într-un picior îl băteai pe Sorin sau pe Starly. Ambiție proastă. Da. Așa o consideri acum? Mă costă. Te costă. Da. Dar satisfacția a fost. Nemes mi-a zis. Nu, du-te acasă, măi, că te omori. Că eu cu Nemes stăteam în spital, ea stătea sub mine. Nimeni nu știa asta. Vă zic din interior. Sub tine în aceeași Nemes cameră sau la etaj? Avea camera mai jos cu etaj. A. Și eu mă duceam mereu la ea. Mă duceam mereu la Nemes. Și spuneam, Nemes. What? Dacă vorbesc în engleză, so sorry. I'm sorry, I have a problem here. What? Mera. Messi for TV? Ce TV, măi? Măi, cine mă mai sună cu TV? M-ați omorât tot, mă, cu TV. Păi dacă te iubește lumea. Așa povestește. Televiziunea din România. Povestește de Nemes, Jador. Ah, deci da, mă duceam la Nemes. Și na, ne sfânteam unul pe altul și ziceam, bă, Nemes, cum ești? Și el mi-a spus, bă, mă doare, nu știu ce probleme avea ea cu stomacul, cu asta. Chiar mai avea voie să mănânci cocos deloc. Și am zis, dar tu cum ești cu piciorul? Și ea mă vedea că mergeam schiop. Și am zis, nu știu, bă, Nemes, ce să fac. Doctorul nu prea mă lăsa. Dar m-am încăpățânat și m-am dus la bani. Dar după ce te-ai accidentat, când ai revenit, după o perioadă, am văzut că la joc colegii tăi te-au respins puțin. Așa mi s-a părut mie. Au avut o atitudine așa. Da, bro, e normal. Este ceva normal. Imaginează-ți că nu sunteți doar voi doi prezentatori, sunteți 12 prezentatori și din 12 prezentatori doar unul o să fie prezentator. Dați probă. Vă bateți între voi. Îl dați pe cel mai bun, îl dați la o parte din prima ca să îl dați, nu? Să fie probabilitatea cea mai mare să câștige măcar unul din voi, măcar selectorul pe la care știi care are cele mai mari șanse. Deci zici că cumva ei s-au temut de tine și de asta au găsit motivul ăsta? Bro, nu e un secret. Au și spus. Nu e un secret ăsta. Da, sau, adică, dacă o să întreb pe fiecare sau care au fost și care au, da, majoritatea credeau deja și probabil și voi aveați o probabilitate de peste 50% că eu câștig. Asta și înainte să te accidentezi. Eu le-am spus. De asta și făceau cu mine de asta. Dar eu l-am spus, bă, poate îmi rup un picior și plec acasă, dar nu știu dacă găsiți imaginea asta, dar să le puneți. Da, ai simțit lucrurile astea? Ai simțit că ți se poate întâmpla ceva rău?
Mai spune înțeată, că pe dumneavoastră văd. Da, la mine e problema. Îmi permis să țip la tine de data asta, Jador, da? Vă rog, vă rog, sunt obișnuit cu femeile care țipă la mine. Sunt de ele. Spune-ți, vă rog. Voiam să te întreb dacă ai simțit lucrul ăsta, că poate o să te accidentezi. Nu. Mă credeam, n-avea cum. A zis că eu am dit-o mai dur legamele de picioare. Nu s-o rupe piciorul ăsta nici dacă... Da, uite, s-o rupt. Meniscul e rupt în trei locuri. Asta iese, se întâmplă. Acesta este cel mai urât și cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Dar cel mai dureros nu e asta. Dar ce e cel mai dureros? Ia spune, că ai ieșit din competiție. Doamna, nu asta e cel mai dureros. Cel mai dureros e ligamentul. Eu încă nu pot să... Nu știu cum să vă zic. Nu pot să stau pe bine. Eu știu că în junglă trebuie să te duci să faci treaba mare... Cum făceam eu la țară, da? Cu frunza, frumos, da? N-am înțeles, da? Ok. Eu nu puteam să stau pe vine, pentru că mă durea rău. Și atunci cine te ținea de picior? Vreau să povestesc un schepsis. Vrei să vă povestesc schepsisul? Nu. Dar eu nu pot să stau pe vine. Că mă doare... Mă doare foarte tare piciorul. Deci problema cea mai mare e de fapt la... La toaletă. La asta, la articulații. Cum am să spun la articulații. Tendoane. La tendoane. La tendon. Da. Tendoanele mă dor. E foarte complicat. Probabil de aceea nici nu mai poți continua deloc în competiție. Când ai decis că nu mai se poate și gata... Eu? Trebuie să pleci. Eu nu, i-am zis că eu mor dacă... Mie să nu-s bun așa ceva. Dar la un moment dat a venit doctorul și a zis: uite, ai tendoanele negri, mi-a arătat tendoanele, uite, astea sunt tendoanele, sunt negri. Poți să se întindă oricând mai rău și poți să ajungi la operație. Și când mi-a arătat meniscul rupt în trei locuri, uite, aici o lovitură, aici o lovitură, și mai a apărut o problemă după accidentarea în amor, nu mai știu ce naibii, tot la picior, tot la menisc, nu știu ce s-a întâmplat. Doctorul, și dacă intri, îți rup piciorul și tot am intrat. Și după aia, când au început durerile alea mari, eu m-am făcut încă o rază și când au văzut că piciorul meu nu mai e, au zis, gata, îți ajungi, ești, înțelegem că ești handicapat, dar ai semnat un contract, nu răspundem de tine, ești acasă. Și m-am dus acasă. Dar am vrut doar să demonstrez că și un lăutar poate să facă asta. Adică, ce? Dar nu unul oarecare, până la urmă. Cum? Nu unul oarecare. Tu nu ești un lăutar oarecare, Jador. Tu ești un om foarte iubit de cei de acasă și ai demonstrat că ești un foarte bun sportiv acolo, în competiție. Nu te-ai făcut de râs, adică nu te-ai bazat doar pe oameni. Doamna, mă antrenez de foarte mulți ani, de la vârsta de 7 ani mă luam mama la prășet. Și am exersat foarte mult sportul ăsta, am ajuns campion mondial, am câteva cupe acasă, încă mai am sapele cu care am prășet. 100 de metri și anturi. Da, scos din bălegar, din grajdi, na, ce să zic, campion. Mulțumesc frumos că am reprezentat România, mă simt foarte mândru de asta. Acum te întorci acasă, părinții te-au vorbit aici și știu că taie că tu faci o casă acolo, aveți ceva în construcții. Pentru fratele tău. Tu ajuți doar moral că ești accidentat, nu poți. Eu ajut altfel, bro. Da, apropo de familia ta, știi că vei deveni unchi, da? Aici la noi, în emisiune, la ștafeta mixtă, am dat o exclusivitate, fratele tău. Da, am auzit, mă bucur pentru fratele meu, de asta și ajut să-și termine casa, că îi vine puradelul, trebuie să-i cumperi scutecii, eu i-am zis că era cam mititel să se însoare el la vârsta asta, dar ce să faci? Dragostea e mare la noi ăștia bruneței, îmi place de tineri, dragostea. Ce să zic? E bun, e
abia aștept să văd dacă seamănă cu... Dacă seamănă cu fratele meu, seamănă, seamănă și cu mine. Faleu. Da. O să am un nepoțel. O să ai un nepoțel. Cum ți-a spus? Cum ai sunat acasă când ai avut voie să pui mâna pe telefon că o să ai și un nepoțel sau o nepoțică, ce o să fie? Doamna, dar ăștia mei dorm ca găinile la 8 somn, toți. Păi tu nu te culcai la fel în Dominicană, la 8? Ba da, bro. Dar mi-a prins bine că, uite, acasă eu la cântări veneam la 5-6 dimineața, acasă 7. Și venind atât de devreme, bro, nu mai erai om a doua zi. Oricât de multă energie ai fi vrut tu să ai, nu mai aveai energie. Și Survivor mi-a prins bine și din și de asta. Că eu mâncam numai prostii. Acolo nu mai mâncai deloc. Cine să-mi facă mâncare? Mie. Și na, o mi-a prins bine din punct de vedere al sănătății. Na, mi-a prins bine. Că na, mama cu tata m-a gândit și la asta. Au avut cancer amândoi, așa că știți. Și eu sunt predispus la treaba asta, că am în familie foarte multe cazuri, știi? Și am făcut o detoxifiere așa la organism, știi? Am dormit când trebuie, ca acasă nu dorm când trebuie. Muncesc non-stop, bro. E adevărat. Poate pare ușor pentru cei de acasă să scoți o piesă, să fii în lumina reflectoarelor, dar în spate este foarte multă muncă. Succesul să susține. E ușor să ajung sus, dar e greu de menținut. Și eu susțin treaba asta de 3 ani de zile. Și trebuie să fiu locul 1 oriunde mă duc. Pentru că altfel n-aș fi aici la bă. Înțelegi? Altfel n-aș putea să mi-ai ajut familia. N-aș putea să... Casa aia, nepoțelul, Jade, ai înțeles. Sora mea își face și acasă, acum mi-a zis mama. Trebuie să ajungi și pe asta. Așa, e foarte bine. Păi normal, tu o să ajungi pe toată lumea. I-am ajutat și eu nu mai am casă. Eu și tu nu mai ai casă. Casa mea nu se ridică. Dar tatăl tău îmi povestea aici și a venit alături de noi că o să-ți facă și ție casă. Iar mama ta a plâns în... Da, așa, a fost aici la noi de mai multe ori și ne-a povestit că o să-ți facă și ție o casă. Ție-ți vine rândul după Survivor. Dar nu trebuie să-mi facă el, nu trebuie să-mi facă. Păi el, e șef de șantier el. Normal, el e șeful, el face casa cum vrea. Eu sunt doar cu asta. Tu ești cu sponsorul, da? Să știi că am văzut-o și pe mama ta. Am cunoscut-o și pe dânsa, foarte sensibilă. A plâns de multe ori, mai ales când te-ai accidentat tu. Da, știi, vai leu, e jale cu mama. E plângăcioasă ca sora mea. Am sunat-o pe sora, zic, ce faci? Vai leu, plângi ca mama aia, Margareta, lasă-mă, faci. Îți închid și sună-mă după ce plângi. Păi da, s-au rugat mult pentru tine. Poate că rugăciunile astea te-au ajutat. Poate din asta te-a accidentat. Poate că rugăciunile te-au ajutat să nu te accidentezi mai devreme. Bro, da, nu știu. Oricum m-am tărit mult, m-am tărit cam mult. Cât ai slăbit? M-am tărit. Cât ai slăbit în Dominicană? Nu știu, dar acum am pătrățele. Ai pătrățele. Țin minte când ai plecat, erai așa, nu prea-ți convenea. Eram rupt în jur, bro. Am venit după pandemie, după Crăciun, după Revelion, îți dai seama. Da. Mama au făcut de mâncare la noi, că se taie porcul să mănâncă jumătate din 20. Așa. Dacă e să revenim puțin la competiție, nu în ultimul consiliu, la penultimul, când a ieșit Zani favorit, ai avut înainte un discurs, erai mulțumit, erai mulțumit cu toate, erai recunoscător fanilor, dar la un moment dat, după ce Zani a ieșit favorit și a nominalizat-o pe Elena, iar te-ai pornit, că nu ți-a convenit atitudinea lui și că, ia uite mă, iar este favorit. S-a luat de mine, bro, da, s-a luat de mine. Nu era sigur că iubește lumea. Și ieșind favorit, s-a dat seama că îl iubește lumea, știi? Deschis comănici? Am vrut... Are...
Vreau să-ți arate că are o fustă verde. A, uite, avem o surpriză pentru tine. Este și Bianca alături. Comunici! Săduraș! Alea sunt... Aia sunt sâni. Da, uite că sunt ascunși. Doamne, ți-ai pus silicoane, fate, măi, doamne, nu... Ce faci, măi? Tu direct acolo ai văzut, n-ai văzut și tu altceva direct? Mm-hmm. Știa el ceva. După 4 luni în junglă, ce crezi că pot să văd? Da, era evident, m-a așteptat din partea ta. Ce faci? Când vii acasă? Mâine. La sâmbătă? Mâine sâmbătă? Mâine sâmbătă, da. Da, mâine ajung acasă. Mâine și ești pregătit? Pentru? Să fii asaltat. Pentru sărită ai noi, nu? Ia. Oricând! Serios? Serios? Ador, dar stai. Că ai, nu? Vrei să spun? Că ai plâns în emisiune și ai suferit? Nu, nu se poate. Mi se pare mie sau te cam las fără cuvinte? Sau nu te poți concentra? Comănici, dacă eu doar mă uit, nu este un păcat, da? Da, de acord, nu zic nu. Stai așa, să-mi trag părul mai într-o parte. Ok, să revenim la subiectul anterior, că nu mai știu ce subiect era. A, cu Zani, nu? Da, cu Zani. Da, bro, și-a dat seama că iubește lumea în momentul ăla și că probabil eu am fost, cum să zic eu, am despărțit o iubire și nu știu ce, așa s-a văzut la televizor. Și era normal ca să fiu, cum să zic eu, blamat, penalizat de oameni. Au făcut foarte bine cum au crezut, cum cred ei, nu ies din cuvântul oamenilor cum ar veni. Dacă ei au crezut asta foarte bine, și na, s-a luat de mine un pic. Nu are nimica. Să mai ia de mine. Na, nu are nimica. Dar tu ai fost conștient? Are drept. Tu ai fost conștient când ai votat-o pe Ana? Adică te-ai fi gândit că o să plece când ai votat-o? Bă, nu, n-am crezut. Am crezut că e votat Ana, sincer. Am crezut că noi toți suntem votați de acolo. Nu mă așteptam să pleci. Ana, Melina, bă, ce ai bă? Ana e mult mai tare ca Melina. Și bă, și Ana, du-te... Da, în fine. Ai regretat. La un moment dat toți ieșim, bro. La un moment dat toți ieșim. Și eu am ieșit, și Moro ieșit. O să iasă și o să rămână doar unul care o să fie campion și o să fie primat acolo și o să fie cu trofeul și o să fie cel mai șmecher. Da, Jador, dar noi te vedeam câștigător sau cel puțin eu te vedeam câștigător. Și aveam încredere. Da, am avut încredere că o să câștigi. Mulțumesc, Comănici. Ce pot să zic că... Nu știu. Mă, Jador, tu ești emoționat când mă vezi. Recunoști? Cu noi le se vicoane, da. Ia. Da, mi-era dor de... Doar numesc, dar oricum nici nu-ți văd fața. Da. Dar dacă erați voi doi în aceeași echipă la Survivor? Dacă erați în aceeași echipă. Îți văd un crack. Mhm. Da. Și un cercel. Da. Jador, bine. Dacă erai în aceeași echipă cu Bianca la Survivor. Nu, doamna, eu nu vă aud pe dumneavoastră. Dacă erați în aceeași echipă la Survivor, cum vă înțelegeați tu cu Bianca? Ia. Yeah. Doamne, pe ce se caute fata asta acolo, măi? Ia, auzi, vorbești asta, tu. Asta dacă nu îi dai din mâncare și nu îi dai machiaj de 3 ori, asta plânge-te. Auzi, vorbești tu, ia stai, Jador, vezi că ai plecat. Vezi că ai plecat și tu. Așa cum ai fost tu și ai plecat. Ce vrei? Boss, eu am crescut vai de capul meu. Păi asta spun. Aici cum am crescut eu. Păi asta spun. Eu sunt obișnuit, tu nu ești obișnuită. Păi... Dar tu are magazin, ești becheră. Eu care aveam magazin în sat, erau și eu satul. Păi vezi? Păi da, dar totuși, uite, n-ai rezistat. Ce să faci? Eu băleam la ăla care avea taxul magazin, că el a mâncat toate dulciurile din urmă. A fost foame în competiție, Jador? Și eu mă chiuneam pentru... Scuze, doamna, eu nu pot atât dumneavoastră, deloc. Ți-a fost foame în competiție, Jador? Am plâns o dată de foame, doamna. Da? În prima lună am plâns, da, mi-a fost foarte foame. Păi foarte, tu obișnui foarte, cu foamea? Foarte, foarte, foarte. Obișnui cu foamea? Ți-a fost... Doamna,
atât de tare dor de mâncare încât te plângeai? Am făcut foame la viața mea foarte mult. Da. O trebuit. În facultate, cel puțin, chiar făceam foame. Adică erau momente când nu mâncam de două zile, când aveam. Dar când eram mic, nu mai punea mama acolo. Zamă, ceva, dilobo, de ceva făceai acolo din grădină. Mai lua de la mama aia dacă n-aveam. Dar să nu mănânci o lună de zile nimic, e grav. Crede-mă, dacă vezi un om pe stradă acum care e foame, stai și mănânci cu el, zici, ce faci, bro? Vezi unul care cere de mâncare, eu mă opresc din el și stau cu el și mănânc, hai să vezi. Dincolo de foame, ai zis că ai plâns de foame, seara cum îți era? Da. Adormeai repede? Sau te gândeai la ale tale? Dacă nu mănânci, n-ai energie. Dacă n-ai energie, te ia somnul în picioare. După o zi întreagă de alergat și de țipat, că țipam toată ziua, mai ales țipat, știi cum te lua somnul? Ca pe un pui la 8, 7. Și de trezit? Te trezeai repede? La dimineața? 6. La 6? Da, cam pe la 6 ne trezeam, 6-7, da. Mă trezeam. Da, am văzut pe la început. Eram că... obișnuit. Erai obișnuit. Am văzut pe la început stăteați la foc și mai cântați. S-a păstrat tradiția asta și spre sfârșit acum sau nu prea mai cântați acum? Ce să mai faci, că acum se ceartă toată lumea, bro, care cum să câștige acum, e altceva. Acum încearcă fiecare, încearcă să, cum să zic eu, să demonstreze că ăla nu-i bun, eu sunt bun. Tocmai ce v-am spus vouă. Dacă sunteți 12 reporteri acolo, o să dați fiecare, o să-l dați pe cel mai bun, care are șansă și cel mai mare, o să încercați să-l dați afară și pe aia rămâneți voi. Și pe aia vă certați, băi, între voi, care cum să iasă în evidență. Cel mai mult, el trebuie să câștige. Știi ce zic? Până încearcă să dărâme imaginea fiecăruia. Adevărat, eu te-am văzut acolo în competiție la un moment dat supărat, că ești cumva izolat de grup. Începuse Survivor-ul între voi? De când am ieșit eu, din prima săptămână, de când am ieșit favorit, de atunci am început. De când am început toți să dea, că înjur, că nu știu ce, că eu de fapt, toți înjuram, dar doar despre mine spuneam, știi? Adică știi și scotând chestia asta în evidență, normal, că da, înjur, mai înjur, mai ales, să nu zic asta și cum mă distrugi, mamă. Oricum e enervat rău de tot pe, și pe adversarii tăi. E enervat pe adversarii tăi, pe Sorin, pe Starlin. Mental, tot timpul aveai de lucru acolo. Sunt niște băieți extraordinari, doamna. La televizor se vede că eu eram dușman cu ei, probabil și de asta îi hituiește lumea. Dar ei sunt niște băieți extraordinari, doamna. Dar nu doar Sorin cu Starlin, toți războinici sunt. Și faimoși, e normal țin unul la altul, dar na, fiind în competiția asta, să hituiesc, dar o să vadă că când ies afară, nu mai au nicio treabă cu unul cu altul. Dar ei sunt niște băieți foarte buni, cu toții sunt. Și merită cu toții să câștige, mai ales aia vechi. Eu sunt cu aia vechi pentru că eu știu în prima lună ce-am tras. Și nu pot să zic nici la televizor, pentru că sunt niște lucruri din interior. Dar prima lună a fost cea mai grea. Prima lună, e cât 3 acum. Plângi și acum. Am stat 4 luni, prima lună a făcut cât astea 3. Dacă ar fi să dai votul tău pentru cine crezi tu că merită să câștige Survivor România, cine ar fi? Sau... cum l-ai descrie pe viitorul Survivor România? Nu dai un nume. Nu dai un nume. Dai un... N-am un nume. Sincer, e ca și cum ai avea niște copii și mă pui să fac diferență între mama și tata sau copii. Nu pot. Sunt cu toții. Chiar sunt foarte buni. Zan e foarte bun. Seb e foarte bun. Culiță e foarte bun. Ăsta, caratistul, e rachetă ăla. Elena e bună.
de la Războinici, foarte bun cu toții. Marius, toți sunt buni. Ce mă pui să aleg între toți. Ce? Că toți sunt la fel. Toți da. Sunt buni. Dar aseara a ieșit foarte frumos din competiție. Ți-ai luat la revedere de la toată lumea. Mai mult l-ai încurajat, așa cum spuneam la începutul emisiunii, pe colegul tău, pe Sebi, care plângea, nu mai putea. Era teamă să nu plece el. Da, doamna, hai, Leo, mă face să vorbesc despre asta. Noi ne-am cunoscut noi între noi, doamna. Adică nu-i totul cum pare la televizor. Se dușmănesc între ei și chestii de-astea. Nu-i așa. Noi mai stăm de vorbă. Mai stăm de vorbă cu toții. Uite, eu cu Cosmin am stat foarte mult de vorbă și mi-a spus, vă spun despre fiecare dacă vreți. Uite, eu cu Cosmin am vorbit despre iubita lui, de care o cunoscut tot de 2 luni și era posibil, nu știa dacă l-așteaptă și până la urmă au decis ca ea să l-aștepte și el vrea să-și facă o casă și e un băiat foarte bun. Despre Sebică a fost fotbalist, Fraxul a fost bolnav, el a trebuit să lase cariera de fotbal ca să fie lângă Fraxul. Are și fiecare o mare problemele lui. Așa, care? Zani vrea să-și ia o casă, vrea să-și facă o carieră muzică. Îl susțin, mi-e drag de el, mi-e drag de toți. Cine mai e? Elena vrea să profite, are o vârstă înaintată, mi-a zis. Și bă, vreau să profit de șansa asta pe care o am. Oamenii ăștia când mi-au spus poveștile astea, mie îți dai seama că au ajuns în inima mea. Eu nu pot să țin urât pe niște oameni care, bă, știu că... Cu care ai împărțit orezul. Au un vis, oameni care vor să muncească. Eu da. Cum n-aș putea niciodată. Sufletul meu e cum să fie așa de prost încât să urască. Nu-i prost, sufletul meu. Așa, cine mai e? Culiță. Culi, l-a crescut măsa frumos pe ăla, ce să-i zic? Bă, ăla-i băiat bun. Vrea să fac un copil, vrea să-și termine apartamentul. Cine mai e? Zim că ți zic pe toți, Maș, dar la fel, voia să-și facă casă. Nemes. Alexandra Stan. Cine? Alexandra Stan, nu mai știu, da, mi-a zis de iubitul ei, de, cum îl cheam, de Ricky. De Ricky mi-a zis foarte multe lucruri frumoase. Am stat cu ea într-o noapte de vreo 2 ore, am stat vreo 2 nopți de vorbă cu ea. Am întrebat-o la cum a fost ea la concert. Dar vreau să zic că m-a impresionat foarte mult vocea lui Alexandra Stan. Eu credeam că Alexandra Stan e ca toate cântărețele astea. Dar nu, Alexandra Stan chiar are o voce foarte frumoasă. Știți cum e, că noi lăutare cântăm, mă duc, iau formația și mă și când ăla la nuntă, când la urechi ce vrea el. Hoiru, pac, manea, ce vrea el cânt. Eu credeam că Alexandra Stan e ca cântărețile astea, așa. Nu, dar Alexandra Stan cântă orice vrei tu și foarte frumos. Georgiana? Da. Georgiana are o inteligență emoțională foarte, foarte mare. Lumea nu înțeles lucrul ăsta și probabil nici oameni de acasă. Dar Georgiana are o inteligență emoțională foarte mare. Fata aia își dorea să o crescut la casă de copii și n-avea casă unde stă și i-a dat statul o casă. Am vorbit cu fiecare doamna despre problemele lor. Eu am încercat să intru în sufletul lor așa. Și eu sunt sigur că niciunul din oamenii ăia nu mă urăsc pe mine ca om. Că n-au cum să mă urăsc. N-au cum. Mă urăsc. Pentru și că, concurent, da, când erați acolo. Eram ca, da. Unul împotriva celuilalt. Eram un posibil câștigător. Așa e. De Simona Hapciuc, uite, n-am vorbit și despre ea. Ea nu și-a luat la revedere de la... Simona voia să-i facă o casă lui Timi, lui Fisu. Foarte drăguț, Fisu, l-am învățat și în jurii. Vrea să-i facă o casă lui Timi, să-i facă un viitor lui Timi. Simona a greșit atunci când și-o a rămas bun de la noi, că într-adevăr atunci chiar nu trebuia să ies. Dar la un moment dat cu toții și m-a zis. Moro? Moro e șeful nostru. Șeful? Moro, nu mai e vorba de situație financiară, dar Moro e un om, cum să zic eu,
trecut prin multe. Se vede, se vede care o vârsta care o are, cariera pe care o are, gândirea pe care o are. E Moroșan, e campion. Mai e nevoie să zic nimic. E nașul, n-ai zis tu că va fi nașul. Și cu Moro am vorbit cel mai mult din toți. Adică eu, dacă, nu știu dacă ați vorbit cu el despre mine, nu știu că nu știu nimic. Da, am vorbit, da. Dar probabil din băieți, pe mine mă iubește cel mai mult și eu din băieți pe el îl iubesc cel mai mult. Ai spus că va fi nașul tău aseară, așa ai dezvăluit în consiliu. Dacă o să mă însor, cu siguranță va fi unul din nașii mei. Ai mai spus că Moro ți-a dat niște sfaturi foarte bune legate de inima ta, de sufletul tău, de persoana pe care o iubești tu. Da, da, da. Mi-a dat niște sfaturi foarte bune și nu doar despre asta. Și, și eu i-am dat lui Cănar. Doar că astea nu sunt atât de importante. Asta pentru mine a fost foarte important. Ne-am sfătuit, doamna. Încălzeam apă fierbinte. Ne imaginam că e cafea și ne duceam și vorbeam. Vorbesc serios, nu știu dacă v-a zis asta, dar așa făceam. Ceaiul. Încălzeam apă fierbinte, ne imaginam că e cafea și stăteam la vârf. Da, el era dependent de cafea. Și aspiram asupra vieții noastre și spuneam, bă, Moro, uite, așa, așa, uite, am greșit, că l-am ajutat doar pe fratele meu cu bani să-și facă casa. Pe sora mea nu mi-am dat seama că și asta are copii, trebuie să o ajut și pe asta. Și am zis, bă, când ajunge acasă, e sunat. Fac, să o ajute, să-i dai bani. Na, am anumite responsabilități de care trebuie să răspund. Eu, doamna, fiind cel mai binecuvântat de Dumnezeu, eu trebuie să-mi ajut frații, nu? Și eu cred că ăsta e rolul meu. Trebuie să-i ajut pe toți să-și termine casele, îmi fac și eu o căsuță, cu cine? Și trăiesc fericit până te zbătrânesc și fac mult sporadic. Cu cine? Cu cine? Blondă, brunetă, nu contează. Care o fi, doamnă? Care o fi să fie nevasta mea? N-a luat-o de cine. N-ai zis așa în competiție. Noi te-am văzut, da, la testimoniale. Ai zis că iubești pe cineva. Iubesc pe cineva, da, dar să vedem dacă merge, că... N-am zis că e nevasta mea, am zis că mi-e drag și că o iubesc și că vreau să fiu cu ea. Acum... Ce-o vrea Dumnezeu? Sper să fie cu mine, ea. Sper să vrea să fie cu mine, nu știu. Dar ați luat legătura de când ai terminat competiția? Da, bro, da, da, normal. Normal. Am sunat-o. I-am zis, ce faci, pisi? Și el ce ți-a spus? Bine, pisi. A? Ia ce ți-a zis? Da, bine, pisi. Bine, bună, da, am glumit cu ea puțin, i-am zis ce faci. Da, lucruri din interior, nu vă privește. Nu ne privește. Noi îți mulțumim mult de tot, Jador, că astăzi ai fost alături de noi. Vreau. Te așteptăm. Ce vrei să-l mai întreb? Hai, da, te mai întreabă ceva. Când o veni în România, îl mai întreb. Hai, întreabă, ții. Uite, dacă tot am vorbit, că spuneai, revenind la concurs, că acum toți caută să-l tragă pe celălalt în jos, să zică, bă, uite că ăla e așa, că ăla e așa, ca să se ridice pe ei. Crezi că vor mai exista conflicte mai departe în competiție sau se vor concentra? Da, bro, da, 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 vor fi din ce în ce mai mari. Vor fi din ce în ce mai mari. Până la sfârșit vor fi din ce în ce mai mari. Dar nu că... Bro, de exemplu, toți avem defecte. Uite, eu, de exemplu, defectul meu, nu știu, am gura mare, da? Ei, tu scoțând defectul ăsta în evidență, îmi pui o etichetă, Jador are gura mare. Eu nu știu, dacă îți găsesc eu un defect și îl scot în evidență și spun lucrul ăsta la televizor toată ziua, toată ziua, toată ziua, toată ziua, toată ziua, e normal ca să, că lumea ia aminte la lucrul ăla și îl observă. Dar după părerea ta, ca fiind așa, dar e normal să avem defecte. După părerea ta, cum e mai bine să joci în competiția asta? Să joci pe greșeala lui altul, să-i scoți defectele în evidență sau să joci tu, să fii tu cel mai bun și să ieși în evidență cu calitățile tale? Bro, clar că a doua variantă, că e ca și cum îi spune, cum e bine, să fii băiat cu minte sau băiat rău? Clar băiat cu minte, dar fiecare joacă cum îți duce cap. Despre asta e vorba. Fiecare joacă după cum îți duce capul și mulți de acolo joacă după cum vor ei. Eu am încercat
Bro, am încercat foarte mult să nu țin ură în suflet și să cunosc oamenii, să le cunosc poveștile, să știu pentru ce luptă, ca să nu pot să urăsc un om și ca să pot să-l iubesc chiar dacă el mă urăște, bro. Familia mea e pocăită, nu știu dacă tu știi. Și îmi doresc foarte mult să fiu un om așa foarte bun. Pe placul lui Dumnezeu și pe placul lui mama și lui tata și pe placul meu și pe placul lui Dumnezeu, știi? Să fiu un om chiar iubit de Dumnezeu, așa, mult. Și poate se simte și poate simțiți și voi că mă iubește Dumnezeu, bă, foarte mult. Foarte mult. Și Dumnezeu și oamenii. Mă iubește Dumnezeu ca pe David. Da. Și Dumnezeu și oamenii te iubesc foarte mult, Jador. Ai fost votat de atâtea ori favoritul publicului. Cred că ai simțit și tu de acasă suportul lor. De aceea ai mers și mai departe. Îți mulțumim mult de tot că astăzi ai fost alături de noi. Îți urez drum bun spre România și te așteptăm aici la noi în studio săptămâna viitoare. Toți adorașii să vină mâine în aeroport. Păi la ce oră să vină? Nu știu, după amiază, abar n-am, o să pun pe Instagram. Îți mulțumim mult de tot pentru astăzi, Jador. Să fii sănătos. Vă iubesc, sănătate multă. Salut, salut. Mulțumim mult și te așteptăm aici în România. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost număr foarte mare alături de noi aici la ștafeta mixtă. Așa cum așteptam, Jador a fost sincer și foarte carismatic până la capăt. Da, mă bucur pentru el că e un păcat că a ieșit din competiție. Chiar dacă e accidentat, pare că e în regulă. E bine și psihic, e bine și emoțional. Da, știi, el n-a fost genul acela de a participa la Survivor și de a sta în competiție pentru a câștiga prin orice mijloace. El a fost Jador și atât și a marcat și marchează foarte mult Survivor România și mai ales sezonul acesta, sezonul 2. Unul extrem de interesant și mult iubit de oamenii de acasă. A fost foarte bine și încă e foarte bine că a fost parte din Survivor 2021 și noi ne bucurăm. A fost un show bun până aici. Da, îl așteptăm pe Jador săptămâna viitoare aici. Sunt sigură că ne va povesti foarte multe lucruri. Dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult că ați fost în număr foarte mare alături de noi. Dacă avem Georgiane, George, Gheorghe, vă transmit și vă transmitem de aici un sincer la mulți ani. La fel și cei care sunt cu floriile și alte lucruri care mai... Arte sărbători ce sunt în această perioadă și nu vreau să plecați de aici de la wowbiz.ro pentru că în foarte scurt timp la orele 17:30 vom avea emisiunea noastră dedicată zodiilor alături de Bianca Comănici și astrologul Ana Maria Ticea. Avem un invitat special. Să aveți o după amiază frumoasă!